După mini-vacanța de 1 mai, Rusaliile sunt un nou prilej de plecare pentru mulți români. Cele două zile de weekend libere și cea de luni sunt mai mult ca binevenite pentru petrecerea timpului la munte sau la mare. Dacă timpul îi va ajuta, mulți năvodăreni spun că se vor plimba pe plajă, prin parcuri sau vor sta cu familia. Pentru mulți, o ieșire în aer liber la grătar este la fel de tentantă. Acasă, cu fata afară, la un grătar, dacă este. Sunt însă și persoane pentru care liberul de Rusalii nu prea contează. Eu n-am niciun serviciu, așa că sunt acasă. Legea permite însă angajatorilor să țină salariații la muncă și de Rusalii. Și asta numai în condițiile în care activitatea nu poate fi întreruptă și este necesară o permanență de personal. Anul acesta, zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt 1 și 2 ianuarie, prima și a doua zi de Paști, 1 mai, prima și a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, 1 decembrie, prima și a doua zi de Crăciun, două zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine pentru persoanele aparținând acestora.